V-ați imaginat vreodată că până și despre cel mai incomod subiect, cum ar fi politica și alegerile parlamentare din Republica Moldova, se poate discuta altfel? Și chiar în prezența unui demnitar european, care s-a aflat ieri pentru prima dată la Chișinău, într-o vizită mai mult formală. Este vorba de europarlamentarul Ian Mulder, reprezentant al fracțiunii ALDE a Parlamentului European, deputat pe lista Partidului Liberal din Olanda. Oficialul a avut o întrevedere cu vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, Victor Osipov, dar la o masă de tratative cu totul diferită. De ce ne este dat nouă, publicul larg, să urmărim pe TV? Discuția s-a desfășurat într-un cadru lejer, degajat, cu cafea și chiar ceva mai tare în pahare. Este a doua oară când AMN organizează astfel de dezbateri publice, la care a participat organizația de tineret a fracțiunii, care au avut șansa să adreseze tot felul de întrebări invitaților, începând de la amante și terminând cu agricultura și banii care se pot câștiga din ea. Cafeneaua politică are discuția pe primul plan, însă este o formă degajată, ai perfectă dreptate. Și dacă se mai servește și un pic de vin bun, în cantități neindustriale, dar civilizate, atunci fantezia chiar poate, eu știu, așa să te ajute să găsești niște soluții originale la problemele țării. Domnia sa, Ian Mulder, a reiterat că deși este pentru prima dată când se află într-o vizită la Chișinău, este convins că numai menținând o clasă politică liberală și democrată la putere, vom putea ajunge în Europa. Mulder, fermier înrăit, a dat prioritate subiectelor despre agricultură, fiind gata să ofere chiar și sfaturi celor de la noi care practică același gen de activitate. Și dacă tot este vorba de un dialog fără cravată, Alt TV l-a întrebat pe Victor Osipov, candidat pentru funcția de deputat de pe listele AMN, despre informațiile care au ajuns la urechile noastre, precum că Serafim Urechean îl pregătește pe tânărul vicepreședinte pentru funcția de lider. Acum, transfer de imagine, se zvonește, zvonească, se nu contează. Adică nu aș vrea să comentez zvonuri, se vorbește, mai câteva luni urmă se zvonea că mă duc la alt partid, de exemplu, da? Când încă nu erau billboardere. Este bine că lumea se preocupă de evenimentele din cadrul partidelor politice, urmărește evoluția unor oameni, unor politicieni. Cafenelele politice au menirea să dezbrace lumea de măști și de complexe. Într-un cuvânt, un pic de tărie face chiar și discuția mai încinsă și mai degajată. The meeting of tonight. The idea of the Politic Cafe is to stimulate discussion. Young people, people are not vote, not discussing. Young people are not used to discuss. And the aim, the objective of the Politic Cafe is to stimulate people, young people, whatever you think, say it. Come out, discuss. Ludmila Lupu, ofițer internațional AMN, a declarat pentru Alt TV că tradiția cafenelelor politice va căpăta amploare și a promis că astfel de întruniri degajate vor avea loc cât mai des. În final, oficialul european a invitat tinerii din AMN să voteze un partid cu valori europene.